O parte dintre membrii Retromobil Club din județul Hunedoara au găsit o metodă inedită de a îmbina utilul cu plăcutul. Astfel, sâmbătă, cu ocazia inaugurării centrului de vaccinare drive-thru din Deva, aceștia și-au făcut prima doză și, concomitent, au organizat și o expoziție ad hoc de automobile retro. Felicităm cu această ocazie pe toți membrii Retromobil, dar și pasionaților de autovehicule de epocă prezenți la Deva cu ocazia deschiderii primului centru drive-thru, așa. Am profitat de ocazie și ca urmare a unei rapide organizări pe Facebook am decis să anunțăm o parte din membrii Retromobil, o parte din membrii posesori de Mercedes să venim la Deva și să organizăm o mini-expoziție ad hoc în perioada cât durează vaccinarea și, desigur, jumătate de oră după aceea să ne bucurăm de vremea frumoasă care este acum la Deva și de beneficiile vaccinării. Acțiunea care a stârnit interes s-a desfășurat cu respectarea strictă a regulilor de siguranță sanitară aflate în vigoare, cei de la Retromobil din județul Hunedoara așteptând ca toată lumea revenirea la normalitate. Un accent foarte important îl punem pe sănătate. După cum vedeți, nu există grupuri mai mari de 5 persoane, toți purtăm mască, respectăm regulile impuse și sperăm să trecem cât mai repede peste această pandemie și să revină toate lucrurile la normal. Cei care au fost prezenți la deschiderea centrului de vaccinare drive-thru de la Deva au putut admira mașini care, în urmă cu o jumătate de secol, erau reginele șoselelor, vedeta acțiunii fiind o mașină a miliției, cu toate dotările necesare, aflată în perfectă stare de funcționare. Două osituri, fabricație românească, o Daci 1100, Daci 1300, după care începem cu cele de fabricație sovietică, o Lada 1500, o limuzină americană, un Cadillac și mai multe Mercedes-uri, diverse variante, cupe, decapotabil, berlină, ale posesorilor din județul Hunedoara. Trebuie menționat faptul că mașinile celor de la Retromobil Club din județul Hunedoara sunt înscrise în circulație.